Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la TV Siget. Începe o nouă ediție a emisiunii Manifest. În seara aceasta vă propun să vorbim despre proiectele și investițiile care se fac în Comuna Botiza, dar și despre problemele comunității, bineînțeles, pentru că există ca în orice localitate, dar mai ales vorbim despre eforturile pe care le face administrația locală pentru a le rezolva. Invitatul meu din seara aceasta este domnul primar Florea Poenar. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Mă bucur că vă aflați în studioul nostru și că ați venit să vorbiți despre Comuna Botiza, care se află într-o continuă dezvoltare. Da, așa este. La Botiza, din 2012, când am venit la conducerea primăriei, am încercat să dezvoltăm cât mai mult localitatea, să venim în sprijinul cetățenilor pentru a le oferi, așa cum este normal, tot ce trebuie pentru cetățeni. Așa este. Prima dată când ați venit în Botiza ca și primar, la primărie, de fapt, pentru că sunteți de acolo, ce v-ați propus pentru prima dată? Cum v-ați imaginat să arate Botiza după ani și ani? Prima dată când am câștigat alegerile în 2012, să știți că n-a fost chiar ușor, pentru că Botiza era... Și cred că asta a fost și motivul pentru care am candidat la primăria Botiza, pentru ca să demonstrez că se poate să faci ceva pentru comunitate. Fiind de-a locului, nu mi-am dorit niciodată să plec în străinătate, așa cum au făcut alți prieteni de-a mei, și am vrut să demonstrez că poți să faci ceva și acasă. Și dacă vrei, cu adevărat se poate. Și prima dată când am venit în administrație, mi-am făcut prima strategie de dezvoltare a localității. 2012-2020, pe care mare parte dintre proiectele propuse în perioada care a urmat le-am și dus la îndeplinire. A fost primul an, un an jumate, cred că după un an jumate, la primul festival, am spus public că nu am făcut nimic într-un an de zile și colegii mei politici, șefii mai mari, au zis că nu se spune așa ceva în politică. Dar a fost o perioadă când doar am pregătit documentații, am pregătit proiecte, nu eram nici atâtea finanțări în 2012, până în 2014 au început cele mai mari, multe finanțări. Și am reușit să ducem la îndeplinire proiectele propuse. Așa este, știm că proiectele durează și nu se pot realiza de pe o zi pe alta. De altfel, acea perioadă poate o puteți asemăna cu perioada asta de acum, pentru că acum se semnează foarte multe proiecte, însă știm că vor fi implementate anii următori. Da, așa este. Sunt majoritatea finanțărilor o să se vadă după alegeri acum. Colegii primari și noi, toți primarii, nu mai avem timpul la dispoziție pentru a începe lucrările care le avem semnate. Știu că foarte mulți colegi primari din Maramureș au foarte multe proiecte aprobate, contracte de finanțare semnate atât pe PNRR, pe fonduri europene sau pe fonduri guvernamentale sau pe AFIR, că sunt cele mai multe finanțări pe aceste finanțări. Dar perioada și durata licitațiilor este foarte greoaie și aici ar trebui și cei de sus de la București să lucreze un pic, să lucreze la partea, la legea achizițiilor publice, care sunt atâtea contestații care te ține în loc pentru anumite proiecte și sunt foarte multe amânări. Cu toate că primarii noi ne-am dorit să implementăm cât mai repede, dar de la semnarea contractului de finanțare și până la începerea lucrărilor și în până teren, la finalizarea lucrărilor, de multe ori trec foarte mulți ani. Da, dar important perioada asta să se scurteze între semnarea contractului de finanțare și începerea lucrărilor, că aici e foarte greu să decurg lucrurile, partea de licitație. Le semnalați parlamentarilor de Maramureș și aceste lucruri? Bineînțeles, la toate întâlnirile care le avem, problemele care sunt le spunem, ca să... Dar de câte ori modifică legea, parcă o fac mai rău în loc să o facă mai bună.
Da, așa este, știm cât de greoi pot fi anumite proceduri. Domnule primar, să ne vorbiți un pic despre principalele proiecte, nu neapărat de anul trecut, din ultimii ani, care au făcut ca această localitate frumoasă, Comuna Botiza, una dintre cele mai frumoase de pe Valea Izei, să își schimbe cumva înfățișarea, bineînțeles, în bine. Un proiect la care m-am gândit chiar de la început, în 2012, a fost, și așa am și dat denumirea în strategia de dezvoltare, Centru Tradițional Rural, care a avut în implementare mai multe componente de proiecte. Amenajarea centrului, căminul cultural, noul sediu al primăriei, era gândit chiar din 2012, amenajarea albei râului. Deci cel mai mare proiect, cred că pentru Botiza, a fost îndiguirea Văii Botizei și Valea Sasului, care a fost o investiție făcută de către Apele Române din valoare de 18 milioane de euro. Nu doar pentru frumusețea localității, ci și, nu pentru, și pentru siguranță, pentru că Botiza, știți, dacă și-aduc aminte, mulți dintre botizeni și maramureșeni, inundațiile din 2006 și 2008, una dintre localitățile afectate a fost și localitatea Botiza, pentru că apa de munte este foarte grea și vine cu viteză mare, atunci au fost luate foarte multe poduri, anexe, gospodărești, case nu au fost distruse cum au fost la Păinile sub munte, dar au fost foarte multe pagube materiale. Și atunci s-a început acest proiect în 2006-2008, dar implementarea a fost după 2012. S-a făcut implementarea acestui proiect. Și anul trecut, în 2023, a fost recepția finală la toate lucrările după localitatea Botiza. Deci iată că durează. Deci să înțelegem că acest centru tradițional rural este deja gata, încheiat acest proiect. În proporție de 90-95%, aș spune eu, pentru că în acest proiect am avut și acele porți maramureșene de la intrare din localitate și undeva până după centrul localității. Nu am reușit să finanțez acest proiect, pentru că proiectul mare a fost separat, a fost făcut pe bucăți. Și a rămas acest proiect cu porțile maramureșene, care nu l-am implementat, dar încă nu am renunțat la el și la acest proiect. Ce prevede mai exact? Porți la fiecare gospodărie? Porți la fiecare gospodărie, la limită de proprietate, după ce am realizat trotuarele cu piatră cubică, zona centrală, căminul cultural, sediul primăriei. Mai urmează să punem aceste porți tradiționale ca să fie cu adevărat o arhitectură maramureșană, pentru că ce să plâng turiștii cel mai mult care vin în Maramureș, unde sunt porțile maramureșene. Mai aveți asta porți una dintre maramureșene în Botiza? Avem. Spre bucuria mea, eu zic acum, maramureșenii au început să-și dea seama față de anii 2000-2005, perioada, cred că, cea mai critică în Maramureș, când s-a construit și s-au pus numai inox la case. Acum majoritatea, 90%, își pun elemente tradiționale, chiar dacă își fac o casă mai modernă, pun un balcon, o terasă, își fac cu arhitectură maramureșană. Cât de mult se preocupă administrația locală din Botiza să mențină vie civilizația lemnului? Păi să vedem ceea ce facem noi. Deci ce am făcut pe zona centrală, toate construcțiile și clădirile vor, fie că vorbim aici de căminul cultural, sediul primăriei, stație de călători, punțile pietonale, tot este acoperit cu draniță, cu șindrile din lemn. Și mare parte domină lemnul. Deci ați văzut pe Botiza, chiar și pe zona centrală și spre școală și spre Valea Băiței, balustrăzile sunt din lemn și piatră, stâlpi de piatră cu lemn între ele. Încercăm să păstrăm cât mai mult, să folosim materia principală, materia locului care se găsește acolo pentru a și construi. Și de ce nu poate să le dați de lucru oamenilor, meșterilor exact locali? Aveți meșteri în Botiza? Mai sunt. Mai sunt. Mai sunt și mai tineri și preiau de la părinți și duc mai departe. Asta este foarte bine. Credeți că ați fost un exemplu ca administrație pentru oamenii locului, tocmai dacă oamenii au văzut că la primărie, că primăria se modernizează și, iată, se pune o balustradă de lemn, poate s-a gândit și omul să renunțe la balustrada de inox și să pună lemn? Cred că contează foarte mult și ceea ce facem noi. Dacă noi, ca și administrație publică locală, nu am respectat aceste reguli de arhitectură, cu atât mai puțin ar respecta și oamenii. Dar eu vă spun din propria experiență că
construcțiile maramureșene au mult mai mult valoare și sunt mult mai mult apreciate decât orice vilă, cât de frumoasă ar fi și câtă marmură și granit ar avea pe ea. Pentru că văd turiști care vin în Botiza și nu fotografiază decât casele astea tradiționale, porțile maramureșene, și unde mai este câte o casă foarte frumoasă, o vilă, nici nu se uită spre ea. Da, pentru că până la urmă aceasta este frumusețea Maramureșului și e bine că încet, încet oamenii înțeleg acest lucru. Și asta trebuie să și facem noi maramureșenii, pentru că cea mai mare sursă de venit a Maramureșului este din turism și dezvoltarea pe partea turistică este doar în beneficiul cetățenilor și al nostru, al tuturor, pentru ca să păstrăm tradițiile, să păstrăm portul și să păstrăm arhitectura, nu ne costă nimic. Așa dar este. Avem de câștigat foarte mult dacă facem nu aceste lucruri. Nu trebuie să reinventăm sau să inventăm nimic. Le spun la botizeni, la toate întâlnirile care le am cu ei, că nu trebuie să facă altceva decât să rămână ei așa cum sunt. Pentru că sunt turiști care vor să vadă acest lucru, să vadă cum merem și cosâm, să vadă cum merem la câmp, cum ne creștem animalele și vin pentru asta în Maramureș, pentru că n-au mai văzut așa ceva. Da, așa este și știm că sunt foarte impresionați de acest lucru. O să mai vorbim pe parcursul emisiunii despre turism. Ați enumerat mai devreme câteva din clădirile publice pe care le-ați reabilitat în stil tradițional. Ați reușit toate clădirile publice din centru, cel puțin, să le reabilitați sau au mai rămas câteva? Nu, am reușit toate. Clădirile sunt reabilitate, Căminul Cultural, sediul primăriei vechi, reabilitat. Clădirea primărie nouă, acum suntem în lucru cu școala, acum o să semnăm contractul de execuție, s-a terminat licitația pe eficiență energetică, 5.300.000 pentru reabilitarea școlii. Școala e destul de, a fost reabilitată ultimată în 2008, dacă mă aduc bine aminte, și acum va fi reabilitată din nou. Vor fi și dotări? Este un alt proiect separat pe lângă această reabilitare energetică? Da, avem și dotări pe PNRR cu mobilier școlar. Are și dotări, avem implementat pe fonduri europene dotări cu tablă interactivă, cu laptopuri pentru toți profesorii, cu tablete pentru toți elevii. Astea sunt proiectele care le-am implementat în 2022-2021, mi se pare. În perioada pandemiei au fost implementate. Sunt copii la școală. Câți copii sunt la școală în momentan? 236 de copii avem. Bănuiesc mulți, dar puțini. Mulți față de alte localități, dar puțin față de ce am avut. Bănuiesc că toate aceste proiecte pe care le faceți în investițiile în infrastructura școlară nu sunt doar pentru a oferi condiții bune elevilor și preșcolarilor din localitate, ci și pentru a-i convinge pe cei din străinătate poate să se întoarcă acasă sau pe cei din Botiza să nu mai plece la oraș, la școală în oraș. Că bănuiesc că există tendința aceasta, cum există în aproape toate localitățile rurale din Maramureș. Mai puțin din Botiza față de localitățile care sunt mai aproape de Sighet. Pentru că e mai departe. E mai departe și nu vin așa mult. Sunt, dar puțini care vin la Sighet. Încurajez și tot timpul le spun și îmi doresc să vină cei plecați în străinătate să întoarcă înapoi și avem exemple bune în Botiza care s-au întors după ani mulți în străinătate și se descurcă foarte bine și în localitate. Și-au deschis anumite afaceri și le merge bine. Dacă ești harnic și muncești, și aici se poate face treabă. Pentru că ce își doresc oamenii care vin, cei plecați în străinătate? Mulți nu au curajul să se întoarcă, nu că nu ar reuși, dar parcă să ia hotărârea asta ca să se rupă de acolo să vină, nu au încredere că se vor descurca aici, că vor găsi ceva ca să poată să reușească. Într-adevăr, este nevoie de curaj, dar bănuiesc trebuie că curaj, dar cei care s-au întors, deci toți s-au descurcat de nota 10. Este foarte bine și sunt un exemplu și pentru ceilalți, că iată, se poate să vii acasă și să-ți deschizi o afacere. Ce alte proiecte și investiții importante s-au făcut în ultimii ani? Aș putea să încep cu asfaltarea tuturor străzilor din localitatea Botiza, un proiect terminat în 2018.
Nu am încercat să-l finanțez acest proiect până n-am terminat partea de canalizare și de apă. Cu toate că puteam să... Ați respectat regula. Am respectat regula și indic la toți să respecte această regulă. S-a terminat partea de canalizare în 2016, mi se pare, 2017. Apa era gata, doar ce am făcut extinderi și modernizări. Acum lucrăm la o stație de tratare a apei. S-a asfaltat toate străzile. În 2018 am terminat cu asfaltarea drumurilor de interes local. După care am început cu stația de tratare a apei. Asta este în execuție acum. Avem multe proiecte. Acum 11 sau 12 proiecte avem în derulare acum. Contracte de finanțare semnate. Și cam care este valoarea acestor proiecte? Ziceați la un moment dat într-un interviu că depășește 50 de milioane de lei sau de euro. De lei, da. Păi avem centrală pe biomasă, are valoarea 5 milioane de euro. Școala pe eficiență energetică 5.300.000. Stația de tratare 1.500.000. Asta e bine că sunt multe. Și nu reușiți să vi le amintiți, mă rog, mă refer la sume. La acea centrală de cogenerare pe biomasă, foarte bine că ați amintit pentru că voiam să o punctez, ați vizitat o astfel de centrală în Austria, dacă nu mă înșel, în toamnă și vă gândiți să implementați un astfel de proiect și în comuna Botoșani. Acum suntem în proceduri de achiziție la proiectare pentru această centrală. Chiar acum am avut discuții cu cei de la DR Nord-Vest ieri pentru a demara cât mai repede achiziția pe proiectare, să putem până la sfârșitul anului să avem proiectul tehnic gata și începând de anul viitor să începem execuția lucrărilor. Ei, uite, și aici am o problemă, la fel cum erau cu străzile, am și cu drumul comunal DC19, din centru la spre Groșii Țibleșului până în vârful munților, 10.400.000, am finanțare pe Angel Salini, pe care nu o să-l asfaltez acum și anul viitor să încep să-l spar ca să bag încălzirea pe drumul respectiv. O să amân până după ce implementez acest proiect, o să facem acest drum, să-l facem de la ieșirea din localitate spre Groșii Țibleșului, dar pe partea de interior, de trotuare și de asfaltare a drumului, o să-l amânăm până după terminarea lucrărilor pentru această centrală. Am început de ieri, am trimis pe teren angajații primăriei pentru a lua acordul proprietarilor care vor fi conectați la încălzirea respectivă. Oamenii sunt foarte încântați pentru că cea mai mare problemă în Maramureș, unde, cum ziceau bătrânii, se urnește pădurea pe noi, este lemnul de foc. Pentru că lemnul de foc este foarte scump, consumul este foarte mare față de ce era așa și nu se găsește, nu este. Noi, primăria Botoșani, avem și pădure, 1.300.000 de hectare de pădure și nu facem față să asigurăm lemnul de foc pentru populație. Pentru că toată lumea are încălzire centrală, au centrale și consumul de lemn este foarte mare. Când am fost în Austria, o localitate similară cu Botiza, 2.700 de locuitori, am rămas surprins de modul în care se gospodărește și cum gestionează această centrală. Era deservită de către 6 persoane în 3 schimburi, 2 pe un schimb, care lucrau, totul este automat, nu doar o cameră unde erau monitoarele și calculatoarele. Materia primă, biomasa, era cumpărată toată, nu aveau pădure proprie cum avem noi. Voi vă puteți asigura? Noi ne putem asigura o parte din materia primă, din pădurea care o avem noi. Iar m-a surprins pentru că făceau și foarte mare profit. Deci pe lângă că își asigurau... Pe lângă că își asigurau și încălzirea, cea mai frumoasă parte a acestei centrale este că produce și foarte mult curent. Pe lângă apa caldă, produce și curent. Și de acolo vine și profitul pentru primărie. Câte gospodării ar urma să deservească această centrală în Botiza? Eu zic, pentru început, acum o să fie în jur de 200 de gospodării care să fie alimentate.
nu putem să facem rețeaua pe toată localitatea, pentru că botiza este foarte dispersată, este sub formă de Y și se întinde pe din centru 5 km pe Valea Sasului, 1.400 până la intrare și 2 km până la ieșire spre Groș. Din 5 milioane de euro cât avem finanțarea pe acest proiect, putem să facem maxim 4 km jumate de rețea principală. Și unde ar urma să fie amplasată această centrală și cum se vor face racordurile la gospodării? Centrala va fi amplasată la ieșire spre Groș și Țibleșului, la ieșire din localitate. Se va face rețeaua principală până să prindem toate instituțiile publice, până la școală, biserici, primărie, cămin, zona centrală și toate casele care sunt pe acest traseu vor fi cuprinse. Oamenii vor fi nevoiți să-și schimbe, nu știu, centralele, sobele de acasă ca să se poată conecta la această centrală sau care va fi procedura? Ce va trebui să facă omul care va vrea să se conecteze la această centrală? Nu trebuie să facă absolut nimic decât să pună la dispoziție o cameră tehnică în care va fi montat punctul termic, așa se numește, de unde se va racorda la caloriferele existente. O să avem și 10 vouchere pentru familiile cu o stare mai materială. Familii vulnerabile, da. Vulnerabile, care o să le dăm vouchere să le facem și rețeaua de calorifere, să le facem și instalația. Iată ce frumos. Ce spun oamenii despre această inițiativă? De-abia așteaptă. De-abia așteaptă pentru că nu doar că lemnul este foarte scump, dar este și foarte mult de muncă. Da, așa este. Până ajunge căldura în calorifere. Și eu cred că va fi mult mai ieftin decât ceea ce cheltuie o familie pe lemn pentru centrală. Este un proiect extrem de ambițios, în valoare de 5 milioane de euro. Înțeleg că localitatea Botiza a fost selectată ca să facă parte din acest proiect și este un proiect unic pe Maramureș. Dacă a fost o preselecție, ne-am înscris la ADR Norvez, au fost mai multe localități din Maramureș care au participat la această preselecție și Botiza a câștigat acest proiect. Este un proiect pe ADR Norvez, din care fac parte cele 6 județe din nordul țării și fiecare județ a fost aprobat câte un proiect similar. Când credeți că va putea fi pus în funcțiune centrala? Să fiu așa corect, eu cred că în 3 ani de zile. Deci durează. Durează. Exact despre ce vorbeați mai devreme. Sigur. Iată că durează. Și ținând cont că este o uzină această centrală. Și toate utilajele, tot ce vor fi aduse din Austria-Germania. Plus locuri de muncă pentru oameni. Plus locuri de muncă pentru oameni. Da. Știu că mai aveți și un proiect de introducere a gazului în localitate. Se suprapun cumva aceste proiecte? Avem aprobat pe Angel Salini 8 milioane de lei. Suntem o asociație, un ADI, Botiza și eu, Poenile Izei. Botiza este lider de proiect. Și acum suntem în faza de a face achiziția pentru studiul de fezabilitate. Care durează. Care durează, acesta. Da. Aici eu spun că gazul va ajunge mult mai târziu în Botiza. Deci sunteți foarte realist, mai ales într-un an electoral. Vă asumați să spuneți lucruri. Eu mă asum pentru că nu-mi place să mint oamenii. Că nu, știu că nu se poate. Nu va fi în următorii 4-5 ani. Ce spun oamenii despre gaz? Credeți că se vor conecta? Gazul este foarte scump pentru... Tocmai de aceea v-am și întrebat. Pentru zonele pentru rurale, pentru casele. Pentru case. Care pentru sunt case în foarte rurale, scump. Da. Se vor lega la gaz și doresc să fie, și eu îmi doresc să aducem gazul la Botiza, dar părerea mea personală se va folosi cel mult la bucătărie. Și persoanele care au case mai modeste, poate. Dar o casă, cum sunt atâtea, o pensiune să o încălzești pe gaz, nu cred că este rentabil. Da, dar asta nu înseamnă că administrația nu trebuie să acceseze acest proiect. Bineînțeles, facem tot ce ne stă, tot ce ne stă în putere ca să aducem și acest proiect. Așa este. Continuăm discuția. Mai eu spun ceea ce cred. Foarte bine, așa și trebuie. Continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi.